continuăm studiul din mărturisirea de credință și ultima dată am vorbit despre stăruință, am vorbit despre darurile Duhului în cel credincios și dacă vă aduceți aminte, dacă nu vă reamintesc eu așa rapid, faptul că ne-am uitat în 1 Corinteni, capitolul 14 și am văzut acolo că nu există nu există trei categorii de oameni credincioși care au Duhul Sfânt și au daruri, credincioși care au Duhul Sfânt și nu au daruri și credincioși care nu au Duhul Sfânt. Cum se învață în unele cercuri astăzi? Nu, există necredincioși care nu au Duhul. Asta știm pentru că necredincioșii nu au Duhul dacă nu este cineva lui Hristos. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Există credincioși neinstruiți. Da. Asta este termenul literal în greacă, tradus de Cornilescu, fără daruri. Deci literal este neinstruit sau neînvățat. Și există credincioși, da, cu daruri și instruiți. Ceea ce te transformă din literal în greacă nu e un termen care să ne prea placă, dar ăsta este termenul idiotas, idiotai. Deci ce te transformă dintr-un, de aici avem termenul de idiot, da, dar nu este un batjocoritor, dar pur și simplu ce te transformă dintr-un idiot, dintr-un neinstruit, într-un instruit, da, nu este un nu este darul în sine al Duhului, ci este înțelegerea pe care Duhul ți-o dă. Asta este argumentul lui Pavel de acolo. Secțiunea pe care noi o studiem acum în mărturisirea de credință, vreau să vă o citesc, să vă aduc aminte, spune așa, credinciosul nu are nevoie să stăruie după Duhul, căci este deja în el, nici nu trebuie să stăruie după daruri și lucrări ale Duhului despre care Scriptura afirmă că au fost doar pentru un timp și apoi au încetat, căci aceasta înseamnă a-L ispiti pe Dumnezeu. Deci secțiunea pe care noi o studiem este despre stăruința după Duhul Sfânt și am văzut într-o primă fază că toți credincioșii au Duhul Sfânt. Nu există niciun necredincios care să nu, credincios care să nu aibă Duhul. Și atunci, a stărui după Duhul. Și ce înseamnă stăruința? Că am definit-o. Înseamnă o cerere insistentă. Da? Literal, supărătoare. Atât de insistentă încât agasezi pe cel față de care tot insiști. Stăruința, da, după ceva ce ai deja, cum poate să fie privită de Dumnezeu? Dumnezeu îți dă cu mână largă Duhul Său, da? O face în mod liber, o face în mod gratuit, o face în mod abundent și tu te comporți ca și cum nu-L ai, ca și cum nu ți-a dat nimic. Și te duci și stăruiești ca să-ți dea ceva ce El deja ți-a dat. Și tu te comporți ca și cum nu-L ai. Asta înseamnă că tu nu apreciezi darul lui Dumnezeu, nu apreciezi ceea ce a făcut El pentru tine și nu discerni, da? Nu vezi valoarea a ceea ce a făcut El în tine pentru că tu vrei altceva sau ceea ce, mă rog, îți imaginezi tu că ar trebui să fie darul lui Dumnezeu. Și faci lucrul ăsta nu pentru că ești călăuzit de Dumnezeu, ci pentru că ți se spune din exteriorul tău că Dumnezeu nu ți-a dat ceea ce de fapt El îți spune că ți-a dat. Aici este unul din pericolele neînțelegerii sau înțelegerii greșite a subiectului. Să stăruiesc după Duhul Sfânt. Dacă ești credincios, ai Duhul. Și Domnul Iisus Hristos spune clar lucrul acesta. În altă parte trebuie să meargă cercetarea sau căutarea. Da. Asta a fost primul lucru. Stăruința după Duhul Sfânt. Dar, spun unii, ok, nu stăruim după Duhul Sfânt pentru că înțelegem că odată cu nașterea din nou fiecare credincios are Duhul, dar trebuie să stăruim după darul sau după darurile Duhului. Și în general nu se referă la orice dar, pentru că n-am auzit pe nimeni să stăruiască după darul milosteniei, de exemplu. Doamne, fă-mă darnic, dăm darul ăsta ca să dau cu mână liberă. Așa îi spuneam unui amic odată penticostal care venise să mă convertească și am spus că o să stăm de vorbă când o să văd și eu o stăruință, pentru că să știți că o să vorbim astăzi și despre stăruință și despre alte practici de genul ăsta și vă spun ca unul prin care am trecut prin ele, adică nu vorbesc din auzite.
Și eu îi spuneam, o să mă conving atunci când o să văd o stăruință după darul milosteniei. Da. Și n-a putut să mai spună nimic și, bineînțeles, nu m-a convins nici până astăzi. Nici el, nici alții. Când ei vorbesc despre stăruință după darul Duhului, se referă la un dar anume și la darul vorbirii în limbi. Și chiar aș vrea ca data viitoare să ne oprim asupra vorbirii în limbi, să înțelegem ce este vorbirea în limbi originală, o să o comparăm cu ceea ce se spune astăzi că este vorbirea în limbi, să vedem dacă este același lucru. Însă, mai este un pas până să ajungem în punctul acesta, pentru că n-aș vrea ca discuția despre darurile Duhului să se rezume la darul vorbirii în limbi, care a fost un dar important, a fost un dar esențial, a fost un dar emblematic pentru adunările creștine din Noul Testament. Dar nu a fost singurul. Pur și simplu n-a fost singurul, ci avem o adevărată paletă de daruri, de harisme pe care Duhul Sfânt le dă și chiar listele pe care le avem în 1 Corinteni capitolul 12, în Romani capitolul 12, nu sunt complete, sau în Efeseni 4. Ele nu sunt complete, da? Dar ilustrează genul de lucrare pe care Duhul îl face. Și o să vorbim mai mult despre asta data viitoare. Există un pasaj în Luca, capitolul 11, în care Domnul Iisus dă exemplu unei astfel de cereri insistente și învață pe ucenici, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Și spune că care dintre voi, dacă fiul lui îi cere un ou, îi dă un șarpe, nu? Cere o pâine, dă o piatră. Și dacă voi, care sunteți răi, dați daruri bune copiilor voștri, cum atunci nu va da Tatăl vostru Duhul Sfânt celor ce îi cer? Și de aici vin unii și spun, păi vedeți că trebuie să cerem Duhul Sfânt pentru a-L primi. Și ne-am uitat și asupra pasajului și pasajul din Ioan capitolul 7, unde Ioan spune că se referea la Duhul Sfânt care încă nu fusese dat, și am văzut la ce anume se referă. La lucrarea specifică a Duhului, care începe cu cincizecimea. Este important să înțelegem lucrul acesta, pentru că în acest context vorbește Domnul despre a cere Duhul. Nimeni nu a cerut Duhul după cincizecime. Nimeni. Nu ai așa ceva în Noul Testament, din Fapte 2 încolo. Cererea asta insistentă la care se referă Domnul Luca, capitolul 11, implică, în primul rând, motivația corectă. La fel ca orice altă cerere pe care o face lui Dumnezeu. Pentru că pasajul paralel din Matei spune cum nu va da Tatăl vostru daruri bune celor ce le cer. Da? Și în Luca spune Duhul Sfânt celor ce le cer. Dar orice cerere îi facem lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim care e motivația noastră. Pentru ce îi cer lucrul respectiv? Ce am de gând să fac cu el până la urmă? Dacă eu nu fac lucrul ăsta, ajung ca exact în situația celor la care se referă Iacov, zice, nu primiți pentru că nu cereți sau cereți cu gând rău. Și Dumnezeu nu o să-ți asculte rugăciunea, chiar dacă tu ceri ceva bun, dar ceri cu un gând rău, cu o motivație greșită, Dumnezeu nu o să-ți răspunde la întrebarea asta. Și o să fii mult mai susceptibil să accepți un surogat ca din partea lui Dumnezeu și o să fii mult mai susceptibil să fii înșelat în situația asta. Sau să fii dezamăgit că Dumnezeu nu îți dă ceea ce vrei. Deci, în orice stăruință și în orice cerere la adresa lui Dumnezeu, este important să avem motivația corectă. Și care e motivația corectă? De ce să-i cer ceva lui Dumnezeu? Păi îi cer ca să pot să fac voia Lui. Ca să fiu capacitat de Dumnezeu, echipat de Dumnezeu ca să fac voia Lui. Și atunci mă simt slab, mă simt neputincios, mă simt poate fricos, mă simt incapabil să fac lucrarea la care mă cheamă și atunci stăruiesc și îl rog ca să-mi dea ceea ce am nevoie pentru lucrarea asta. Specific în Luca 11 sau situației de atunci, gândiți-vă că ce implica stăruința lor după Duhul? Implicau niște evenimente pe care ei nu și le doreau. Și anume plecarea Domnului Iisus dintre ei. Pentru că Ioan ne spune, da? Și Domnul Iisus le spune că
el trebuie să se ducă, pentru că dacă nu se duce el, nu va veni mângâietorul. E clar lucrul ăsta. Acum, care dintre ucenici, imaginați-vă, puneți-vă în papucilor, care dintre ucenici ar fi vrut plecarea Domnului Iisus dintre ei? Deci unul. Chiar vedem, nu? Și se studiază seara pe grup exact evenimentele alea din Ioan, de la capitolele 13-14. Niciunul dintre ucenici n-ar fi vrut lucrul ăsta, dar Domnul îi spune exact lucrul ăsta trebuie să-l cereți. Nu ce vreți voi. Da? Nu ce v-ar plăcea vouă sau ceea ce v-ați dori, ceea ce v-ar face să fiți mai confortabil în starea asta. Trebuie să cereți ceea ce Dumnezeu vrea. Și asta implica să stăruiască sau ceară insistent ca Dumnezeu să le dea Duhul. Erau învățați să se roage pentru aceasta chiar dacă nu le plăcea și chiar dacă nu își doreau lucrurile alea care erau legate de venirea Duhului. Nu că nu își doreau o lucrare puternică a Duhului. Între ei, cum o vedem de la 50 încolo, însă existau niște sacrificii pe care ei nu și le doreau ca să ajungă în punctul ăla. Da? Și de aici avem și noi niște lecții, niște învățăminte de tras, și anume că atunci când venim și cerem lui Dumnezeu ceva, trebuie să ne gândim în primul rând care e motivația pentru care fac lucrul ăsta și care sunt dispus să renunț la orice ca Dumnezeu să-mi răspundă la rugăciunea mea, la cererea mea. Sunt de acord ca să, sau sunt dispus să accept răspunsul lui Dumnezeu, indiferent de cum face să mă simt, pentru că, vedeți, de multe ori Dumnezeu ne răspunde altfel decât am vrea noi. Ne dă lucru pe care îl cerem, da? Doamne, vreau mai mult, Doamne, dă-mi înțelepciune, sau Doamne, crește-mi credința, sau Doamne, crește-mi dragostea. Și cum îți crește Dumnezeu dragostea? Te aștepți ca pur și simplu să ți se întâmple ceva în inimă și dintr-o dată să devii în flăcări, să... Îți trimite Dumnezeu o persoană dificilă în viață. Și uite, așa te provoacă și te scoate din zona ta de confort și te învață să iubești mai mult decât iubești înainte, să fii mai înțelept decât erai înainte. Doamne, dă-mi răbdare! Toți avem nevoie de asta. Ok? Și cum îți răspunde Dumnezeu la rugăciune? Pur și simplu îți întinde elasticul sau îți întinde limitele așa și wow, ce supra-om sunt acum sau nu mă mai recunosc. Îți trimite necazuri și îți trimite încercări și îți trimite suferințe. Îți răspunde la rugăciunea ta, da? Dar poate nu îți răspunde în felul în care tu vrei. Dar e răspunsul lui. Ok, ești de acord să-l accepți? Dacă nu, înseamnă că ai o problemă. Și ai o problemă, trebuie să te întorci la origine, trebuie să te întorci la motivația pentru care ai cerut lucrul respectiv. Pentru că firea, da? Putem să cerem anumite lucruri din fire. Nu neapărat cu o intenție greșită, da? Dar, Doamne, dă mai multă dragoste și când văd ce înseamnă chestia asta, înseamnă mai mult sacrificiu, înseamnă un efort mai mare de a înțelege pe ceilalți, de a-i tolera pe ceilalți, de a ajuta pe ceilalți, poate mai puțin timp pentru mine și pentru lucrurile care îmi plac și așa mai departe. Ai vrea să dai înapoi. Da, ai vrea să fii mai matur, mai puternic, mai iubitor și așa mai departe, dacă vezi costul, vrei să dai înapoi. Da, ok, trebuie să te întorci înapoi la motivație. De ce am cerut lucrul ăsta? De ce îmi doresc lucrul ăsta? Dacă eu doresc gloria lui Dumnezeu și doresc să fac voia Lui, atunci o să fiu de acord să primesc orice fel de răspuns sau în orice mod Dumnezeu mi-a răspunde la lucrul respectiv. Pentru că eu am înaintea mea gloria Lui și dorința de a împlini voia. Da. Uitați-vă la Petru. Da? Petru, nu că Petru nu și-ar fi dorit, da, să primească, să fie plin de curaj și plin de înțelepciune, să dea explicații din Scriptură, să stea înaintea poporului cum a stat din Fapte 2 încolo. Da. Gândiți-vă la Petru înainte. Ok. A fost el dispus în momentele alea să renunțe la orice numai pentru a primi mângâietorul, Duhul pe care Dumnezeu îl promisese. Păi, cum a reacționat el la plecarea Domnului Iisus? Cum a reacționat el la iminența arestării lui? S-a luat, a tras sabia, s-a băgat acolo între ei, s-a interpus între Domnul și cei care au venit să-l aresteze.
era ca o misiune sinucigașă până la urmă, că ea nu erau veniți așa cu mâinile sân, da? Veneau cu arme, cu ciomece, cu fătâi, aveau posibilitatea ca să-l imobilizeze sau chiar să-l omoare pe Petru. Și Petru se aruncă asupra lor, se năpustește asupra lor ca să-l apere pe Domnul. Ok, a fost asta, a arătat asta cât de mult își dorea el ce le-i spusese Domnul mai devreme. Vă este de folos ca să mă duc? Nu. N-a înțeles lucrurile în imaginea lor de ansamblu. Nu putea și ei nu puteau să conceapă viitorul lor fără prezența fizică a Domnului Iisus. Da? Câteva zile mai târziu însă, când Dumnezeu lucrează, când Domnul pleacă dintre ei și când Domnul le dă răspunsul la rugăciunile respective, îl vedem ridicându-se în mijlocul fraților și după aia îl vedem ridicându-se în mijlocul poporului. Da? Vedem o cu totul altă abordare a lui Petru, care e consecventă de atunci încolo, nu? Și a învățat lecțiile. După cincizecime, să știți că nu avem nici un caz în care credincioșii să se fie adunat în grup restrâns sau ca adunare în ansamblu ei, ca să stăruiască, să primească Duhul Sfânt sau să primească vreun dar al Lui. Gândiți-vă, nu avem nicio ocazie. Avem ocazii în care ei se strângeau pentru rugăciune. Dar erau alea nopți de veghe? Da, de unde? Erau alea nopți de stăruință? Nici pomeneală. Deloc. Conceptele astea erau străine de adunările primare. Da? Însă, gândiți-vă că și nu am de gând să vorbesc acum, să mă lansez într-o campanie anti, eu știu, pentecostalism. Deși o să fac referire la ei, pentru că studiem despre Duhul Sfânt și sunt lucruri care sunt fundamentale lor. Da? Nopțile de veche și nopțile, acum nu mai sunt chiar așa de populare, dar întrunirile de stăruință, hai să nu le spun nopți de stăruință, întrunirile de stăruință sunt fundamentale mișcării pentecostale. Numele de pentecostal de unde vine? Pentecost, de la cincizecime. Ok? Stăruiau ei la cincizecime? După Duhul Sfânt? Sau de la cincizecime? Nu. Nu făceau lucrul ăsta. Și atunci, o practică care este esențială în mișcarea aceasta, care încearcă să-și ia numele de la cincizecimea biblică și de la lucrarea Duhului Sfânt pe care a făcut-o, ceva fundamental lor nu se regăsește deloc pe paginile Noului Testament și în felul în care a lucrat Duhul atunci. Și este important de observat lucrul ăsta. De unde vine practica asta? Să știți că vine din altă parte, nu din Scriptură. În Noul Testament, da, vedem că Duhul se mișcă spontan. La un moment dat întrerupe predica lui Petru, în casul lui Cornelius. Nu? Și poate să facă lucrul ăsta. Și nu e nicio problemă când înțelegi cum lucrează Duhul Sfânt. Da? Gândiți-vă la faptul că Duhul coboară peste ei. Da, ei se rugau în ziua cincizecimii. Ok, Duhul se coboară peste ei cu manifestările acelea visibile. În fapte 8, nu? În Samaria, când vin Petru și Ioan de la Ierusalim, ei primesc manifestarea aceasta a Duhului, care e doar una dintre ele, vorbirea limbi. O să studiem mai în detaliu în continuare lucrul ăsta, prin punerea mâinilor apostolilor, ceea ce este o altă formă de a transmite daruri, dar doar apostolii își puneau mâinile și alții primeau daruri sau manifestarea, arătarea Duhului. Nu oricine făcea lucrul ăsta și asta este important de observat pentru că apostolii aveau lucrare specială și lucrul ăsta îi autentifica pe ei, și în același timp autentifica lucrarea lor și în speță lucrarea de predicare și de scriere a cărților Noului Legământ sau Noului Testament. Deci era o lucrare specială. În casa lui Cornelius, pur și simplu Duhul se mișcă, ei încep să vorbească în limbi în timp ce Petru predica. Și la un moment dat se oprește și spune, păi putem să oprim mapa? Să nu ipotezăm pe aceștia? Păi, evident că Duhul făcuse lucrul ăla ca să le arate că și ei erau primiți ca și evrei, ca și prozeliți înainte. În fapte 19, la ucenicii din Efes, care sunt botezați scriptural de Pavel, la fel,
Nu există nicio stăruință, nu există nicio un ritual prin care ei trebuie să treacă, să facă, să ajungă să vorbească în limbi, așa cum se întâmplă astăzi în mișcarea pentecostală. Cum primim darul sau darurile Duhului sau manifestarea, cum spune în 1 Corinteni capitolul 12, nu? Că fiecare îi se dă, cum spune acolo, arătarea sau manifestarea Duhului spre folosul altora. Din nou, spre folosul altora e total uitat în mediile astea. Dar cum se dă manifestarea Duhului? Da. Cum ajungi să o ai? Trecând prin anumite ritualuri? Am spus deja cum lucra Duhul în Noul Testament. Da. El era stăpân. El lucra cum voia. Nu putea să fie controlat, nu putea să fie manipulat, nu putea să fie șablonat. Da? De oameni sau încastrat în niște ritualuri ale lor. Cum au primit oamenii aceia darul sau darurile Duhului? Stăruind în rugăciune? O să vreau să ating un subiect, nu cred că ajungem astăzi la el, și anume dacă ar trebui să căutăm, să ne dorim și alte daruri pe care nu le avem. Pentru că este o întrebare legitimă. Dar, ca să vă dau o sugestie sau așa o anticipație la subiectul acesta, până nu ți-ai identificat propriul dar, n-ai ce să cauți altul. Da? Până când tu nu faci lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o să o faci, nu te achizi de slujba pe care deja ți-o dat-o, nu căuta alta. Că nu ești în poziția corectă să cauți alta. Dar mai târziu despre asta. Înapoi la subiectul stăruinței. Cum anume ajungem să primim darul Duhului? Rugându-ne în comun, în reprize, până la epuizare mentală și fizică, așa cum se practică în pentecostalism? Practicile astea de intrare în transă, cu ajutorul unor procedee repetitive, și aici subliniez termenul repetitiv, da? Rugăciuni, cântări, cu alternanță de ritm, de volum, de intensitate, nu sunt biblice. Practicile astea nu sunt biblice. Puteți să căutați cât vreți în Scriptură, în Noul Testament, niciuna din adunările biblice n-au practicat așa ceva. Ce sunt ele? Sunt mecanisme de manipulare psihologică. Astea sunt. Le găsim la grupări religioase, le găsim la grupări nereligioase, care produc aceleași efecte. De la un concert de muzică, am vrut să zic rock, dar deja nu-i doar rock-ul, genul care știe să apese exact aceleași butoane, să producă o stare euforică, să producă o stare de eliberare, de a da drumul, de a sparge niște bariere care te constrâng în anumite medii, că nu te comporți la fel pe stradă sau la lucru, cum te comporți la club sau la un concert. Da? Există niște zone și societatea le-a prins în care ești încurajat, ești învățat să-ți dai drumul, să te eliberezi, să explorezi anumite părți din tine care sunt mai puțin raționale. Da? Că dacă cineva care merge în zonă, în locurile astea s-ar filma și s-ar analiza la rece cum se comportă, deci, băi, ce-am avut acolo? Ce-am avut atunci? Ok, hai să ne întoarcem acum la partea de stăruință. Am spus că sunt niște procedee, niște tehnici de manipulare psihologică, repetitive, care prin repetiție și printr-o anumită alternanță, da, de stări, îl ajută pe om să ajungă într-o stare de transă. Da. Și în starea asta de transă, el se eliberează, își dă drumul la anumite forme de manifestare într-un context de trăire, de trăire foarte intensă. Da? La început, după aceea, totul devine automatism. Pentru că cei care vorbesc în limbi de ani de zile, în limbi cu ghilimelele de rigoare, nu mai au aceeași emoție sau aceeași stare pe care au avut-o la început. Ai impulsurile, ai acolo factorii declanșatori,
își dă drumul să vorbească limbii tot un automatism. Și la fel să știți că și cu așa zisele profeții și așa mai departe. De fapt, este o reacție, mai mult sau mai puțin conștientă, la anumiți stimuli. Dacă ești puternic, încurajat să primești un dar, dacă ți se spune că nu ai Duhul sau că ești o categorie de creștini inferioară, dacă nu te comporți sau nu te manifesti într-un anumit fel, atunci ești pus într-un cadru emoțional, într-un cadru psihologic în care îți dorești darul respectiv, mai ales că cei care îl au sau pretind că îl au, se consideră, se prezintă pe ei ca fiind superior, ca având acces la o trăire mult mai intensă și mai sfântă și așa mai departe. Rezultatele acestor stăruințe, să știți că depind în mare măsură de cât de dispus este participantul să și le însușească. Ce vreau să zic cu asta? Și asta vă spun pentru că și eu am fost la nopți de stăruință și eu am prieteni care au trecut prin procesele astea. Îmi spunea cineva că de ani de zile participase, dar niciodată nu și-a dorit pentru el trăirile astea cu vorbire în limbi și așa mai departe, dar la un moment dat a devenit convins că trebuie și el să le obțină și așa cu gândul ăsta s-a dus la o stăruință, că nu pleacă de acolo până când nu va vorbi în limbi. Și ghiciți ce s-a întâmplat? A vorbit în limbi. Din nou, cu ghilimelele de rigoare. Dar ce vreau să scot în evidență este că trebuie ca cel care participă, care neinițiatul, trebuie să dorească să fie inițiat. Altfel nu funcționează. Pur și simplu nu funcționează. Și asta a fost cazul meu. Pentru că și eu am participat la întâlniri de genul acesta și la început eram curios, după aceea am văzut că ceva nu este în regulă acolo, nu-mi doream formele alea de manifestare, dar mergeam, eram și curios, eram și voiam să învăț mai mult și analizam. Voiam să văd cu ochii mei ce se întâmplă și să compar cu Scriptura. Și pentru mine nu funcționam, eram din alt peisaj. Pentru prietenii mei care erau acolo, bine, n-au funcționat în momentele alea din alte motive, n-au reușit să-și dea drumul complet, nu s-a creat transa potrivită, nu s-a ajuns la intensitatea potrivită ca să-și dea drumul, pentru că există un punct, da? Există o creștere în intensitate către un punct și dacă nu se ajunge la punctul ăla, nu lucrează Duhul. Aiurea, nu-i Duhul. Da? E o chestie pur psihologică ce se întâmplă. Da? De manipulare. N-ai reușit să creezi cadrul potrivit. Și să știți că asta nu e valabil doar la așa zisele stăruințe după Duhul, este valabil, din păcate, și în sistemul de evangelizare modernă. Da? N-ai reușit să creezi cadrul potrivit, nu o să ai deciziile sau mâinile ridicate sau oamenii predați la final, că despre asta este vorba, e tot o manipulare psihologică, tot sistemul ăsta arminian de evangelizare. De asta e alt subiect. Să știți că stăruința aceasta seamănă foarte bine cu hipnoza. Da? Luați o listă cu așa un fel de checklist, da? cu elementele esențiale de la o stăruință și cu elementele esențiale de la o hipnoză. Unul din lucrurile de bază sau de pornire în hipnoză, nu mă pricep la lucrurile astea, m-am uitat să văd și eu să am o idee, însă unul din lucrurile de bază care ți se spune de la început este că dacă nu vrei să fii hipnotizat, nu o să fii. Oricât e de bun hipnotist, oricum unul profesionist îți va spune că nu o să încerce să facă lucrul ăsta împotriva voinței tale, dar oricât ar fi de bun și oricât ar încerca să te manipuleze, nu o să obțină rezultatul dorit. Și exact chestia asta se întâmplă și în penticostalism, în așa zisele stăruințe după Duhul Sfânt, că dacă omul nu vrea, nu se întâmplă nimic. Nu așa se întâmplă oare și la așa zisele sesiuni de vindecare? Exact așa se întâmplă. Dacă nu vrei să fii vindecat din toată inima, tu trebuie să te deschizi, tu trebuie să ai încredere. Încredere în cine? În Dumnezeu, spune. Dar de unde? Nu-i vorba de Dumnezeu. Încredere în ăla care îți pune în față, care e la microfon sau care își pune mâinile peste tine. Încredere în el, credință în el, credință în hipnotist, credință în psiholog. E același lucru.
credință în vraci, în șaman, în vrăjitoare și așa mai departe, să știți că e același lucru. Nu-i credință în Dumnezeu. Cum spun că dacă nu te-ai vindecat, înseamnă că n-ai avut credință. Da? Și omul începe să-și facă procese de conștiință și se spună, pe lângă faptul că e bolnav și rămâne cu boala lui, mai are și trauma că mai e și nemântuit sau n-are credință. Nu, n-a funcționat pentru că tu nu ai avut încrederea pe care trebuia să o ai în persoana care stătea înainte, în vindecător. N-are legătură cu credința în Dumnezeu, e doar o manipulare. Ziceam că e la fel ca și hipnoza. Da? Exact aceleași lucruri le bifează. Gândiți-vă din nou la casa lui Cornelius, gândiți-vă la fapte 8, venirea Duhului peste samariteni, gândiți-vă la fapte 19, manifestarea lui Nefes. Se potrivește cu stăruința? Întreabă Pavel pe cei din Efes, da, sunteți dispuși să primiți Duhul Sfânt de care n-ați auzit înainte? Da, de unde? Îl întreabă pe Cornelius, da, de unde? Da, întreabă pe cei pe care Pavel, Petru și Ioan își puneau mâinile în Samaria. Nu! Nu funcționează în felul ăsta. Nu poți să-l controlezi, nimeni nu poate să-l controleze pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu există nicio asemănare între practica din penticostalism și practica originală. Niciuna. Însă există toate asemănările cu manipularea psihologică din religiile false, din grupurile de șamanism și de vrăjitorii și așa mai departe, și pur și simplu din psihologie. Punct. Trebuie să existe, ziceam, relația asta de încredere între cel deja inițiat, între inițiator și novicele care este inițiat. Da? Și de asta avem la nopțile astea de veche sau de stăruință, avem vase de lucru. Vase de lucru care ei sunt experimentați, ei știu ce trebuie să facă, ei știu cum trebuie să-l ghideze pe om ca să ajungă în starea potrivită. Și la ședințele la care eu am participat, o să le zic ședințe, nu stăruințe, ni se spunea că pentru a ajunge să vorbești în limbi, adică egal să ai Duhul, egal să fii botezat în Duhul, ceea ce e total fals, trebuia să te rogi, să te rogi intens, să repeți aceleași lucruri și în special să ajungi în punctul în care vârful de lanț era să repeți Aleluia Sânge, 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 și după aia când să ți se încurce limba. Ok? În faza aia, după ore în șir de rugăciune, de episoade, cam de 5 minute de rugăciune, cu pauze, cu îndemnuri, cu profeții și așa mai departe, după aia iară rugăciune, deja fie ți se încurca limba pentru că nu mai puteai, da? Fie ai eșuat pentru că nu mai puteai să vorbești destul de repede încât să ți se încurce limba, ceea ce era cazul celorlalți participanți care își doreau lucrul ăla. Erau săracii, deja gâfâiau și, Aleluia, Sânge! Nu mai puteau deja să repete atât de repede încât să li se încurce limba. Și au plecat fără să fie botezați în Duhul, fără să primească vorbire în limbi, pentru că nu li s-a încurcat limba în gură. Aș vrea să fie doar un episod izolat chestia asta, dar să știți că este larg răspândită. Nu există ceva uniform, dar astea sunt practicile cele mai larg răspândite în penticostalism și vi le spun pentru că nu este nimic scriptural, nimic biblic în toată lucrul ăsta. Vreau ca să înțelegem lucrurile astea, să avem răspunsuri. De ce facem? De ce nu facem? De ce acceptăm? De ce nu acceptăm anumite lucruri? Dar cel mai important este să înțelegem practica originală. Da? Că atunci o să vedem falsurile în toată urățenia lor și o să putem să ne ferim de ele. Așadar, ca să nu mai întind subiectul ăsta, dacă punem în paralel și vă provoc, dacă vreți să studiați mai în detaliu subiectul, o ședință de inițiere în religii șamanice, o ședință de hipnoză și o stăruință penticostală, o să vedeți același sistem. Aceleași elemente esențiale. Vedeți, n-au legătură cu Duhul. N-au legătură cu Duhul. E vorba de altceva. Toate bifează aceleași elemente cheie. Am spus deja că nu există asemănări între felul în care lucra Duhul în adunările primare și cum se pretinde că se obține Duhul în
mișcarea penticostală. Nu este asemănare în forma lucrurilor, în practică. Da? Ci mai degrabă forma este aceea din penticostalism, este aceea a transelor din religiile necreștine. Și trebuie să spunem clar și explicat lucrul ăsta. Că nu Duhul Sfânt lucrează acolo, nu se ajunge la Duhul în urma acestor stăruințe sau transe și nu obții darurile sau manifestările Duhului spre folosul altora și spre gloria lui Dumnezeu. Și aici vreau să fac o paranteză. Și vreau să vorbesc puțin despre rugăciunea în comun. Nu mi-amintesc să fi predicat vreodată despre rugăciunea în comun. Poate am făcut-o în trecut, dar nu mi-amintesc. Și e important să ne dăm niște răspunsuri, pentru că odată rugăciunea publică este importantă, este aducerea cererilor, a mulțumirilor, a laudelor, da? Care nu sunt doar personale, ci publice, ale tuturor. Da? Le aducem înaintea lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem importanța acestui lucru când vine vorba de rugăciune publică, dar este important să înțelegem și faptul că rugăciunea în comun, în speță, este fundamentală pentru, sau absolut esențială pentru genul acesta de stăruințe sau de trans. Este, nu-i de mirare, că este una dintre trăsăturile specifice penticostalismului. Vă puteți imagina o biserică penticostală și îmi cer iertare că tot menționez mișcarea aceasta, dar are legătură cu studiul nostru. Nu mi s-a pus acum la început de ampata pe ei. Vă puteți imagina o biserică penticostală fără rugăciunea comun? Să se roage pe rând ca baptiști? Nu zic că e cea mai fericită alegere sau dacă e singura validă, dar vă puteți imagina lucrul ăsta? Vă puteți imagina în ghilimele așa revărsare de duc, așa euforie, dacă se roagă fiecare pe rând și restul toți ascultă rugăciunea celui care se roagă? Nu. Răspunsul scurt este nu. Rugăciunea în comun este absolut esențială, este fundamentală pentru identitatea penticostală și în același timp este absolut necesară pentru a ajunge în starea aceea de transă specifică a ceea ce numesc ei manifestarea sau darurile Duhului. Dacă le iei rugăciunea în comun, știți ce se întâmplă? O să dispară vorbirea limbi. Nu sunt proroc, dar pot să spun lucrul ăsta. Le iei rugăciunea în comun, o să dispară vorbirea limbi. De ce? Pentru că rugăciunea în comun este legată de vorbirea limbi sau vorbirea limbi este condiționată de rugăciunea în comun. Și de ce spun? Și din nou, limbi cu ghilimele de rigoare. De ce? Da? Pentru că rugăciunea în comun este un element absolut esențial introducerii în starea de transă. În rugăciunea în comun te eliberezi mai ușor de barierele pe care le-ai avea dacă toți ar asculta ce spui. Gândiți-vă că în rugăciunea în comun, când toată lumea se roagă în același timp, dar toată lumea e singur, fiecare e singur. Bineînțeles că dacă vrei tragi cu urechea la cei din jurul tău și ai o anumită conștiență a grupului, și vă spun lucrul ăsta pentru că nu o să întâlniți pe cineva care e așa cuprins de un duc de rugăciune încât restul toți termină rugăciunea în comun și el mai se roagă încă 5 sau 10 minute și îi ține pe toți în picioare. Nu o să se sau în genunchi, nu o să se întâmple lucrul ăsta. Da? De obicei când termină grupul, termin și tu. Da? Și vă spun asta că am văzut cu ochii mei. Am văzut o tentativă a cuiva mai cuprins de un duc de rugăciune care nu se mai oprea și deja ăștia alții erau agasați. Păi da, chiar așa, știi, stai acolo câteva secunde, dar apucă-te și începe și tu să-ți termini rugăciunea. Nu era vorba de a fi în același spirit cu omul, nu era vorba despre, din contră, era doar o chestie de trigger, era doar o chestie de transă și pentru că omul acela a stricat ritmul transei, deja lumea era agasată.
pentru că se întâmpla lucrul ăsta. Au fost scoși din făgaș, au fost scoși din ritm. Și când vrei să intri în trans, ăsta e ultimul lucru pe care ți-l dorești. Da? Să fii scos din circuitul respectiv. Când te rogi în comun, ești singur chiar dacă ești în grup. Da? Și asta îți, asta ajută cumva la o... Ai o anumită protecție a anonimatului, în ghilimele. Te ajută să te eliberezi mai ușor decât dacă te-ar pune cineva în față sau te-ar pune să conduci congregația în adunare. În niciun caz nu te-ai comporta cum... Sau n-ai avea libertatea pe care o ai atunci când ești... când se roagă toți deodată. Îți este mai ușor să-ți dai drumul. Pe de altă parte însă, există presiunea grupului. Și o presiune pe care, de care unii nu sunt conștienți. Adică trebuie să faci un pas, doi în spate, să-ți dai seama că în rugăciunea în comun, chiar dacă tu ești singur, nu poți să faci ce vrei. Da? Există spiritul de turmă. De obicei, în mediul acesta al grupului, încep să-și dea drumul la vorbire în limbi, încep să profețească, încep să se manifeste într-un fel în care nu se manifestă nici la predică, nici la cântări, nici după adunare. Da? Ci doar în contextul respectiv. De ce? Pentru că sunt acolo prezenți exact stimulii care îi duc la triggerii care îi fac să se comporte în felul ăsta. Cei mai vechi, cei mai inițiați, da, care sunt obișnuiți cu asta, cu vorbirea limbi și cu rugăciunea în comun, conduc. Și conduc ritmul. Dacă ar fi să ascultăm, nu cuvintele în sine, ci zgomotul general. Nu știu cum să-i spun mai bine, am vrut să-i spun sune, dar nu-i ceva armonios. Dar în același timp există niște frecvențe acolo, dacă ne gândim. Și o să vedeți că există fluctuații. Da? Cine le creează? E foarte interesant cum gândim noi oamenii în... pentru că suntem ființe sociale. Da? Dacă toată lumea din jurul tău merge într-o anumită cadență, o să sfârșești și tu involuntar în aceeași cadență. Erau niște experimente la un moment dat când li s-a spus unui grup, cred că erau elevi sau ceva de genul, ok, fiecare să meargă ritmul lui cum vrea și unul sărea într-un picior, altul se prostea, altul făcea pași mari, altul sărea, altul... Și încet, încet, pe măsură ce înaintau, și-au găsit o anumită cadență și toți mergeau în același ritm. Da? Inconștient. Au început toți în ritmuri diferite, fiecare în felul lui și au sfârșit în același fel. Să știți că nu e ceva nenatural lucrul ăsta, pentru că te potrivești grupului, da? Te asemeni la un moment dat, te identifici cu el. Și aici vreau să spun că cei care sunt mai inițiați, mai vechi, sunt cei care dau ritmul, volumul, da? Fluctuațiile, intensitatea. Dacă cei mai vechi, cei mai inițiați se roagă în șoapte, nu prea se întâmplă chestia asta, eu n-am auzit. N-am asistat la rugăciuni în șoaptă, în comun, în medii pentecostale, dar de obicei invers. Însă nu o să vină un novice și să-l strige cât din toți plămânii, să se roage Domnului. O să se uite restul la el și să zic, bă, ce ai? Da. Dacă cei care conduc rugăciunea, că să nu credeți că e ceva spontan și necontrolat. Dacă cei care conduc rugăciunea consideră că nu se roagă destul de tare, că zgomotul general nu e destul de puternic, ce credeți că o să facă? Vă spun din proprie experiență. O să ridice, nu că am făcut eu, am asistat. O să ridice vocea. O să înceapă ei să strige mai tare în rugăciune. Știți ce o să se întâmple? Tot volumul general o să crească. Întotdeauna se întâmplă chestiile astea. Da? Dacă ei consideră că s-au rugat destul, că ar fi cazul ca să se oprească rugăciunea, episodul respectiv, că de obicei sunt episoade repetate de rugăciune comun, ce credeți că o să facă? O să descrească volumul.
și o să înceapă tot mai ușor să se roage. Da? Ăsta este semnalul pentru grup că trebuie să se pregătească fiecare să-și încheie rugăciunea. Așa cum vă spuneam, dacă există vreunul care se trezește că mai vrea să se roage, el face notă disonantă și o să-și atragă supărarea sau indignarea sau sentimente negative din partea celorlalți. Într-un mediu penticostal, când e vremea să te oprești, o să primești semnalul ăsta. Și atunci tot grupul o să știe, bă, gata, te oprești, ne oprim aici. Ok, e o chestie spontană, e Duhul lucrează cum vrea cu fiecare, dar de unde? Nu. E vorba de niște mecanisme care sunt controlate, chiar dacă cei mai mulți nu își dau seama. Cei mai vechi, ziceam, vorbesc în limbi la comandă, profețesc la comandă, vine natural, nu mai există emoție sau starea euforică de la început. E doar o chestie de automatism. Îi dai trigger-ul și el reacționează că e pur și simplu ca un reflex. Asta se întâmplă. Ok, haideți la Scriptură acum să ne gândim, să încercăm să vedem dacă avem o astfel de practică în Scriptură. E important să știm dacă rugăciunea în comun o găsim în Scriptură, pentru că ni se spune că asta era ceea ce dădea forța în rugăciune, puterea și viața în rugăciune în adunările primare. Serios? Haideți să vedem. Și vreau să deschidem chiar vreau să citim textul ăsta din Fapte 4, pentru că este un text universal adus în sprijinul rugăciunii în comun. Este vorba despre momentul în care Petru și Ioan sunt eliberați după ce au fost arestați de Sanhedrin și ajung la ai lor. Ajung la ucenici care stăteau în rugăciune și îi așteptau. Și în versetul 23 mi se spune că după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce spuseseră preoții, cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, observați versetul 24, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis. Și aici, prietenii noștri spun, vedeți, și-au ridicat glasul toți împreună. Ce înseamnă asta? Rugăciune în comun. Și dacă vă uitați la sfârșitul pasajului, versetul 31, spune, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Vedeți, se spune, pentru că s-au rugat toți împreună în comun, s-a cutremurat locul în care stăteau. De la ce s-a cutremurat locul? De la strigătele lor, că și-au înălțat glasul către Dumnezeu. Concluzia? Trebuie să ne rugăm în comun și să strigăm cât mai tare până pică acoperișul pe noi. Nu asta spune textul. Odată textul nu vorbește despre rugăciunea în comun. Faptul că și-au ridicat glasul toți, înseamnă că toți s-au rugat, da. Dar spune că toți s-au rugat în cor? Sau că toți s-au rugat în același timp? Nu spune asta. Și vă spun de ce. Pentru că ni se spune exact cuvintele lor. Cuvintele rugăciunii, conținutul rugăciunii. Uitați-vă în versetul 24. Și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David și continuă. Da? Până în versetul 30, întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău cel Sfânt Iisus. Vă puteți imagina asta o rugăciune în cor? Cum se roagă unii Tatăl nostru? Apropo, n-a spus Domnul Iisus că trebuie să ne rugăm în cor toți deodată rugăciunea Tatăl nostru. Dar voi puteți imagina rugăciunea asta în cor, toți spunând-o, în mod spontan? Nu e o rugăciune învățată înainte. Da? Standard. Nu. Și atunci, cum ne putem imagina că s-a întâmplat lucrul ăsta? Păi dacă avem o rugăciune menționată, pe care ei nu o cunoșteau înainte, înseamnă că cineva a condus în rugăciune. Da? Și restul toți erau în același duh. Da, putem spune, toți s-au rugat. Asta a fost rugăciunea reprezentativă, dar în același timp putem spune, cineva s-a rugat, ei erau toți în același duh. Și atunci când spui amin la rugăciunea fratelui tău, când este vorba de o rugăciune publică, și tu ți-ai unit rugăciunea cu el. Este o singură rugăciune, este același duh și toți se rugau împreună în sensul acesta. Nu este vorba de o rugăciune în cor.
aici. În al doilea rând, nu este vorba despre sau rezultatul cutremurării locului n-are legătură cu volumul. Ok? Pentru că cutremurarea locului în care erau nu s-a întâmplat în momentul rugăciunii sau în timpul rugăciunii. Așa cum spun penticostalii. Spune după ce s-au rugat ei. După ce au spus aminul de final. S-a cutremurat locul. Nu în timpul rugăciunii. Și de ce s-a cutremurat locul? Da? Nu pentru că toți strigau până nu mai puteau, da? Ci era răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat la rugăciunea lor, că au cerut putere de a mărturisi numele Lui, așa cum am citit în versetul 30. Zice, și 29, acum da, la final, și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă-le putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Asta a fost rugăciunea lor. Răspunsul, pentru că au cerut putere din partea lui Dumnezeu să predice cuvântul lui, a fost cutremurarea locului. Asta a fost răspunsul, asta a fost acțiunea Duhului Sfânt în locul respectiv. Nu are nimic de a face cu a striga, oricum nu se cutremură efectiv locul, că ți se pare că tu tremuri și ți se pare că tot locul tremură, asta e altceva. Da? Dar nu se cutremură locul oricât de tare ai striga. Și dacă se cutremură, mai bine ieși de acolo. Da? N-are legătură textul cu ceea ce scot ei din text. Da? Nu poți să calci cuvântul inspirat de Duhul Sfânt sub pretenția că tu ești călăuzit de Duhul Sfânt și faci ceea ce spune el. Da? Un pasaj care vorbește cât se poate de clar împotriva, pentru că eu nu consider că rugăciunea în comun este o practică nevinovată pe care poți să o adopți sau să nu o adopți sau să adopți diferite forme ale ei. Și vă spun asta pentru că rugăciunea în comun strică exact, lovește exact în ce înseamnă închinarea publică. Închinare în care da, toți venim împreună. Toți aducem da, mănunchiurile rugăciunilor noastre înaintea lui Dumnezeu. Și cineva le ca și cum punem toți într-un coș da, sau într-un loc comun și prezentăm ofranda respectivă înaintea lui Dumnezeu. Asta e rugăciunea publică. Așa trebuie să fie. Rugăciunea în comun e fiecare se roagă singur. Da? Ești lângă restul, dar ești tot singur. Nu e o diferență între rugăciunea privată și rugăciunea publică, decât aspectul ăla de transă. Dar în conținut nu e nicio diferență. Tu tot singur ești. Că dacă eu mă duc lângă unul la o rugăciune în comun și stau, cum spune Pavel aici, cum să zică amin? Observați în versetele 16 și 17. Zice, aminte, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri? Aici e cel lipsit de înțelegere, idiotas, când el nu știe ce spui. Adică se aștepta, Pavel, da? Că atunci când cineva se roagă, ceilalți să spună amin. Asta nu e rugăciune în comun. Da? Și eu dacă mă pun într-o rugăciune în comun să stau lângă unul care se roagă ca să pot să spun amin la ce spune el, o să-l fac foarte inconfortabil. Da? Du-te și vezi tu de treaba ta, du-te și vezi de rugăciunea ta, ce stai lângă mine. Sau ce asculți ce spun eu. Da, dar exact asta era ceea ce făceau adunările. Da? Cum să răspund amin unul care nu are darul. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Și am citit și versetul ăsta ca să observăm că rugăciunea publică, da, prin rugăciunea publică, unul din efectele ei secundare este zidirea sufletească a celorlalți, pe orizontală, a adunării. Cum? Că la rugăciune ne-am așteptat doar să fie partea verticală, de închinare, de laudă, de mulțumire, de cerere, rugăciunea are și efectul acesta pe orizontală. Pentru că cel poți să zidești sufletește pe cineva care aude rugăciunea ta. Și n-ar trebui să desconsiderăm deloc aspectul acesta. Bineînțeles că rugăciunea este vorbirea noastră cu Dumnezeu, e partea pe verticală întâi, dar are și dimensiunea asta pe orizontală. Se aplică asta rugăciunii în comun? Nu. 0%. Absolut deloc. Da. Din contră, rugăciunea în comun lovește exact în esența rugăciunii publice. Și de asta
spun că nu este deloc o practică nevinovată sau neutră. Da? Faptul că este esențială unui sistem greșit, care pune niște trăiri și niște stări care sunt surogate la lucrarea Duhului, da? La nivel de spiritualitate, trebuie să ne atragă atenția cu atât mai mult. Când vedem că lucrurile astea care se potrivesc exact, șablon, mănușă, la tot felul de grupări anticreștine, fie ele păgâne, șamanice sau hipnotice sau psihologice sau așa mai departe, și nu au niciun corespondent în Scriptură, din nou asta ar trebui să ne atragă atenția. Da? Și mai ales celor care sunt prinși în sistemele astea. Dar și nouă ar trebui să ne dea răspunsurile. De ce ne rugăm în felul acesta? Sau de ce nu ne rugăm în felul acesta? Nu e vorba doar de o tradiție. Nu e vorba doar de cum ne-am obișnuit. Noi trebuie să avem răspunsuri. De ce știi să faci? De ce faci ceva? De ce nu faci altceva? Da? Ce onorează pe Dumnezeu? Ce nu onorează pe Dumnezeu? Ai capitol și verset. Nu doar să te folosești de un capitol sau de un verset sau de un pasaj, să scoți în context. Efectiv, ai capitol și verset pentru ceea ce crezi sau nu ai. Dacă nu ai, ajustează-ți viața la ceea ce Dumnezeu îți spune, că atunci ești în niște margini sigure. Oricine încearcă să-l șabloneze pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să-l încastreze niște tipare omenești, da? O luat o raznă. Ăla și-a depășit atribuțiile. Da? Nu avem ce să urmăm astfel de oameni sau astfel de mișcări. Cu atât mai mult cu cât tiparele lor nu sunt biblice, nu sunt nou testamentare, ci vin din medii necreștine și anticreștine. Stăruința după Duhul. Avem deja Duhul Sfânt. Fiecare credincios să-L are. Dacă ești născut din nou, ai Duhul. Dacă ești născut din nou, ai darul pe care El ți le-a dat. Înainte să cauți alte daruri, găsește ce ți-a dat El deja. Și nu uita că ceea ce face El în tine, manifestarea sau arătarea Duhului este spre folosul altora. Orice ai cere de la Dumnezeu, întreabă-te de ce faci lucrul ăsta. Pentru mine? Cum vreau să folosesc lucrul ăla? Ca o gloria lui Dumnezeu? Vreau să-L succes mai bine? Sunt dispus să accept răspunsul lui Dumnezeu, indiferent în ce formă mi-l dă? Sau mă supăr dacă nu-mi dă Dumnezeu ce vreau, când vreau și cum vreau? Dumnezeu să ne ajute să avem maturitatea necesară de a aprecia ceea ce El ne dă, de a vedea ceea ce El ne dă cu adevărat, da? Și să Îl slujim pe bucățica și în limitele pe care El ne le dă. Întotdeauna dorindu-ne mai mult pentru gloria Lui, mai mult pentru binele fraților noștri, mai mult pentru o mărturie mai bună a Lui în lume. Să-L punem pe El pe primul loc în viețile noastre. Domnul să ne ajute în aceasta. Amin.